măturăm un picuț la Adrian Naidin. Mulțumesc că suntem împreună. Este o curgere, un flux, o energie pe care o emani. Îți mulțumesc că accepti să fiu un interlocutor și muzical. Da. Da. Și ce ai spune tu de lucrul acesta în continuare? Bună seara! De ce să improvizăm atât de mult? De plăcerea improvizației. Bună seara! De plăcerea improvizației. Putem mătura cerul și raiul. Este o formă a omului de a trăi, o formă a omului de a simți asta. Majoritatea dintre noi, probabil că nu acceptăm măturile. Și, de fapt, ce fac? Își programează fiecare clipă, fiecare pas și, par ca să mături, trebuie să te lași liber. Ne lăsăm liber acum, habar n-avem ce o să se întâmple. Poate exact. Să fie în o catastrofă sau poate să fie un lucru excepțional, ca în viață. Da. Acum, sigur, suntem într-un început. Ce-ți vine în minte legat de luatul de la capăt? Luatul de la capăt, pe undeva, reînnoirea, anul nou, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zilele care vin după decembrie, ianuarie, adică reînnoirea, primăvara, dar și sensibilitatea și profunzimea și măturarea potecii către biserică, adică acelui om de care am vorbit noi înainte, acelui om care mătură biserica către potecă, ca tu să poți să intri în ea și nici nu știi cine e acel om. Poate e un om care, poate e Dumnezeu acolo, poate e un om care a suferit, dacă tot ne gândim la suferință, din păcate sau din alte motive. Un om care a suferit. Da. Ce frumos ai spus. Știți că noi parcă lustruim așa geamul raiului, așa când cântăm o colindă sau o melodie, sau geamul sufletului omului, știi? Deci nu se poate fără asta, știi? În alt fel suntem măturătorii cerului. Ce frumos e să fim măturătorii cerului și nu invitații speciale ai iadului, să zicem așa. Dar a fi măturătorii cerului este, cred că, o bucurie și o apropiere de absolut. Cum ar arăta oare muzica acestui om care merge pe potecă, mătură poteca, ne permite și nouă să mergem pe poteca către o biserică. Oare cum ar arăta? Mă gândesc la Doina Oltului. Și de ce mă gândesc la Doina Oltului? Pentru că este ceva acolo din lacrima asta neamului nostru. Este ceva acolo în noi. Ia uite cum începe în la minor. Puteți să-mi dați un acord frumos. Da. Și... sunetul. Cum se deschide acordul ăsta? Re major. Și revenim la la minor. Măturători din trăirea noastră, o parte a lor. De ce o parte? Pentru că vă dați seama mersul acesta la minor, nu? E o tonalitate, o tonalitate tristă. Da. Și te duci către o tonalitate deschisă. Re major. Cât de mult se deschide! Și totuși, acest re major este trist. Este, cred că, una dintre cele mai triste majoruri, tonalități majore, nu? E trist, se deschide, dar are și o dramă în ea. Da, pentru că, de obicei, tonalitatea minoră te duce cu gândul la durere. Și culmea, o tonalitate majoră, un acord deschis cu terța mare, îți dă senzația de bucurie, cum așa și trebuie să fie, senzația de bucurie. Știi? Este o trecere fantastică între la și re, în fiecare zi, da, în care încercăm să ieșim din zbuciumul zonelor telurice, curoase și ieșim înspre soare. Râsul, plânsul, da, lacrima și râsul. Nu ne duce cu gândul la, nu știu la ce, ne duce cu gândul la noi, la felul cum trăim noi, la felul cum simțim noi. Acel om cu lacrimi în ochi care mătură poteca către biserică, el are lacrimi în ochi, așa-l văd. Din păcate, nu vreau să începem numai într-o tonalitate tristă, că am început într-o tonalitate veselă, prima melodie. Exact. Ce-ar fi acum vesel? Ce-ți vine? Acum vesel ar fi o melodie compusă de mine pe versuri de Nichita Stănescu, Nisoarea mieilor. Nisoarea mieilor. Să auzim cum ninge peste măturătorii cerului, Adrian Naidin. Și să gândim la asta că e atât de frumoasă. Eu am vrut să compună piesa aceasta într-un anumit stil, ca serenadă, ca o mică serenadă. Și de-aia sună așa. Să ningă peste noi cum ei doar astăzi, să ningă inima din noi. Noi niciodată nu am fost noroi, o spun și miei care ning pe noi. Să ningă peste noi cum ei doar astăzi, să ningă inima din noi. Noi niciodată nu am fost noroi, o spun și miei care ning pe noi. O, tu mult prea dulce, tu, fecioară, care mi l-ai făcut pe Iisus chiar din flori. Ce zici că ningem ei peste seară și pe zăpadă, că noi ningem amândoi? O, tu mult prea dulce, tu, fecioară, care mi l-ai făcut pe Iisus chiar din flori. Ce zici că ningem ei peste seară și pe zăpadă, că noi ningem amândoi? Să ningă peste noi cum ei doar astăzi, să ningă inima din noi. Noi niciodată nu am fost noroi, o spun și miei care ning pe noi. Să ningă peste noi cum ei doar astăzi, să ningă inima din noi. Noi niciodată nu am fost noroi, o spun și miei care ning pe noi. O, tu mult prea dulce, tu, fecioară, care mi l-ai făcut pe Iisus chiar din flori. Ce zici că ningem ei peste seară și pe zăpadă, că noi ningem amândoi? O, tu mult prea dulce, tu, fecioară, care mi l-ai făcut pe Iisus chiar din flori. Ce zici că ningem ei peste seară și pe zăpadă, că noi ningem amândoi. Să ningem amândoi. Da, ninsoarea mieilor, ultima ninsoare din an. Așa se spune și la țară, ninsoarea mieilor. E acea ninsoare după o iarnă cu zăpadă multă. N-am prea avut așa de mult timp, că s-a schimbat și clima puțin. După o iarnă cu zăpadă normală, venea acea ninsoare, sau probabil, nu știu cum se spune, ninsoare cu boabe de gheață, nu era cu fulgi. După care noi știam că după acea ninsoare cu boabe de gheață venea ploaia și se topea chiar toată zăpada. Cam asta era. De ce? Nu știu, probabil se întâlnea un curent de aer rece cu unul de aer cald și îngheța un aer stropii de ploaie. Lacrimile. Zăpada primăverii. Da, ninsoarea mieilor. Albul unui puritatea. Miel, albul unui fulg, albul din sufletul nostru. Da. Este una printre ultimele poezii scrise de Nichita Stănescu. Cred că cu două-trei zile înainte, nu știu, cu siguranță, dar cam printre ultimele poezii scrise de el. Era ca și cum el era o zăpadă a mieilor, da, și urma să plece odată cu iarna. Asta. Și să dea voie primăverii. Care însemna neființa lui. Însemna neființa lui, intuia pe undeva. Dar dacă nu știi când a scris-o, îți dă senzația că parcă a scris-o când a fost copil sau când a fost tânăr, nu? Cât de tânăr era. Deci când a murit la 50 de ani, pe 13 decembrie, și el scria pe 10 sau pe 11 decembrie, îi scria doctorului Rotaru, îi dorea aceste poezii. Așa am înțeles. Poate că nu e așa. Stănescu atunci era bătrân ca pruncul. Și ce lumină aici, ce... Mă gândesc acum la Mahler, un mare compozitor, sau Bruckner. Câtă dramă și la Mahler și la Bruckner. Mă gândesc la acest compozitor și de multe ori peste zi eu îi cânt în mine, le aud compozițiile în cap. Păi, dacă iei primele sinfonii lui Mahler, care au o energie și o forță a tinereții incredibilă, și dacă îi vedea unde a trăit acolo între munți, știi de ce a compus așa și mai apoi... De ce n-a mai vrut să moară? Că el n-a mai vrut să moară. N-a fost ca Bruckner, care și-a acceptat moartea și el a compus cumva pentru ideea și viața de după moarte. El așa vedea și în muzica lui Bruckner. Mahler are și el asta, deși mulți n-au văzut, mulți compozitori, mulți dirijori n-au văzut asta, dar eu văd, are, el nu vrea să moară, asta nu înseamnă că nu intuiește, sau nu își dorește și să fie ceva după. Și cu toate astea niciunul dintre ei n-a murit, iată, prin muzica lor și prin faptul că vorbim, evocăm. Cât de uman e Mahler, cât de înălțător și uman. Mahler e mai uman puțin decât Bruckner, care e mai catedralic, așa, are o, și o muzică incredibilă. Păi când intră Mahler... Dar cum începe? Eu am cântat doar ceea ce cântă violonceii, dar îmi vine, mi-e doar de Bruckner acum. Orchestra începe cu un tremolo și intră violonceii. Eu acum cânt cu vocea ce cântă violonceii. Măi, e o nebunie întreagă acolo. De ce am cântat Bruckner o parte din sinfonie? De ce? Pentru că este extraordinară deschiderea asta. Uite, Bruckner, de la ce vine? De la un tremolo. Da. Și Reșa deschide toată ziua. Și până unde se duce cu tema la instrument. Sau Mahler, care are... Ta-da-da-da-dam! Așa începe el, sinfonia noua. Ta-ra-ra-ra-ram, tam-ta-ra-ra-ra-ram, pam-pam. Așa începe. Și tot așa cu tremurul. Deci este incredibil. Intră viorile și intră violoncelul. Toți violoncelul cu contrabașii. Ce forță are Mahler aici, întreb. Da-da-da-da-dam. Dar seamănă, Mahler a fost elevul lui Bruckner. Da-da-da-da-dam. Dam-da-da-da-dam. Pam-pam. 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 Numai violoncelul. Pam-tam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Pam-pam. Pam-pam. Dam-tam-tam. Dam-da-da-da-dam. Dam-tam. Dam-tam. Dam-da-da-da-da. Pam-pam-pam. Da-da-da-da-da-dam. Pam-pam. Violoncelii trebuie să cânte la maximum. Și intră suflătorii. Câtă forță! Și în a noua, ultima lui sinfonie, bine, are și sinfonia 10-a, dar n-a terminat-o. El era frică de... El spunea că nu vrea să compună 9 sinfonie, ar vrea să compună 10, pentru că toți cei care au compus 9 au murit. Și atunci a vrut să compună 10 sinfonii. La 10 a murit, săracul, din păcate. Dar cum începe... Cu viorile. Are o durere incredibilă și toată tema asta în care el nu vrea să moară, efectiv, reia tema în ultima parte, reia de mai multe ori și reia și în partea treia, reia tot timpul o temă obsesivă pe care de fiecare dată o reia din ce în ce mai lent și se abandonează. Până la urmă, cred că își acceptă pe undeva moartea, Pentru că vorbim de moarte acum în ianuarie. Da? Dar e important, da. Nu știu, mie dor, ca să vedem și altă muzică, în afară de muzica noastră a românilor, este la fel de profundă ca muzica noastră și a noastră la fel de profundă ca muzica celorlalți compozitori. Reia o temă obsesiv, din ce în ce mai lent, dar asta facem noi tot timpul cu obsesiile noastre, cu gândurile noastre, nu ieșim din ele și iată, ai spus că ajungem la moarte. Dar, de fapt, dacă noi, cei melancolici, nu murim, nu se poate naște omul vesel. În fiecare clipă, cred că sunt mini-morți ale noastre și maxi-renașteri, sau tot mini-renașteri. Ar trebui să cântăm ceva vesel acum. Acea melodie de jazz care mi-a cântat-o și a fost extraordinară și eu am adăugat pe ea imediat niște cuvinte de la Anton. Hai să vedem. Anton Panești, așa se spune. Să vedem cum ar fi. Să vedem dacă mai ține. Oh, da. De ce să nu cântăm un mic jazz? Apropo de lucrul acesta, câți dintre noi ne petrecem viața dormind și ziua? Pentru că este o minune și iată, sărbătorile în general poate sunt un moment în care să ne mai putem trezi. Să vedem că fiecare dintre noi suntem un dar și uneori confundăm semnificația darului cadou cu darul și însă. Da. Suntem un cadou prețios, 2 miliarde de evenimente moleculare în fiecare secundă ne permit să fim ceea ce suntem și în acest moment, oameni buni, cei care vă uitați la televizor, o faceți pentru că funcționați fantastic. Ochii funcționează, mâinile, inima. E superb, Adrian Naidin. Cred că suntem un cadou. Da. Și cred că toată lumea, omenirea e un cadou pentru ea însăși. Și cât de ușor ar fi să fim fericiți. Știți cât de ușor e să fim fericiți? Atât de ușor. Da. Într-o melodie, într-un zâmbet, într-o îmbrățișare. Mi-a spus dumneavoastră chiar înainte de emisiune că, de fapt, momentul care vă face să vă simțiți extraordinar, cel mai cu sens, pentru că avem nevoie de sens, este acela în care petreceți acel moment, ori cu mine, ori cu un alt om, cu persoana, cu omul de lângă dumneavoastră viu și deschis. Cred că momentul nou, cel mai intens, pe cum să nu fie un cadou asta pentru noi înșine? Cum să nu fim noi, cum să nu ne putem face noi cadou? Atât de ușor am putea fi mult mai bine. Atât de ușor. Da. Și pe undeva pierdem, pe undeva ceva, știi? Pierdem și credința în mai bine și pierdem, ne pierdem și optimismul de multe ori. Dar eu am venit aici să aduc și optimism chiar prin melodiile vesele sau chiar prin melodiile triste. Da, știți că cineva mi-a spus, iertați-mă, cineva mi-a spus, bă, dar nu ai și tu ceva mai vesel să cânti, că tu cânti mai de la triste și nu cântă și tu ceva mai vesel. Zic, eu n-am mai vesel, cânt mai trist, dar băgădil. Dacă vrei să râdeți, cânt mai trist, dar băgădil. În fine. Sunteți un terapeut al destinului, Adrian Naidin, pentru că prin muzica dumneavoastră ne trezim la realitatea a ceea ce suntem. Și de aceea dați-mi voie să vă ofer din partea editurii Herald o carte al cărui autor ne este foarte drag, Vasile Andru, îl salutăm, și care ne s-a preocupat despre ce este vindecător în destin. Și de aceea această carte este în foarte mare consonanță cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Cu drag. Vă provoc la ceva acum. Da. Vă provoc să cântăm. Întâi am cântat varianta de jazz a piesei Până Când Nu Te Iubeam, culeasă prin 1753 de Anton Pann. Până Când Nu Te Iubeam. Dar ca să vedeți în ce perioadă se cânta așa. Ia să facem varianta originală. Numai cu la major și cu si bemol major. Atâta. La major și adică... si bemol major. Și după aia si bemol. Noi n-am repetat, ca să știți, dar facem pe loc. O să încep întâi cu introducerea care imită asta. Să cântăm varianta de atunci. Excelent! Bine! Și continuăm. Să vedem cum continuă. ies din casă să mă duc, Dorule, Dorule, nu știu încotro să apuc, Dorule, Dorule, săracă inima mea, Dorule, Dorule, de la tine nu se Dorule, Dorule. Să improvizăm, să vedem cum iese. Ce frumos a fost varianta originală, a mersului. O cânta și Maria, marea noastră Maria Tănase. Ce frumoasă e și varianta asta. Și de aici ați văzut că am făcut înainte o melodie de jazz. Da. Cu aceste versuri. Ce frumos putem ieși în alte stiluri. În alte stiluri. Câtă muzică, cât suflet, cât risipim de mult și cât de multe ori pierdem. Să ne dăm voie să fim noi înșine și atunci ajungem pe teritorii pe care nu le-am gândit niciodată. Le putem doar simți. Noi trebuie să ne luăm în serios. Noi trebuie să vedem cum suntem cu adevărat. Cred că nu vom reuși prin violență și prin războaie și prin mondiale să schimbăm absolut nimic. Cu forța se pare că nu poți să schimbi nimic. Singura șansă, care nu e sigură 100%, dar singura șansă ca să schimbăm cu adevărat ceva în profunzime este de drag de ceilalți, mângâindu-i cu o vorbă bună, îmbrățișând simbolic sau chiar fizic, ajutând cumva. Singura șansă este să clădim prin sentimentele noastre. Dacă reușim, singura șansă. Da, sigur, să reușim să ne aliniem cu noi înșine, să ne deschidem inima și apoi prin consecință toate se vor rezolva, pentru că avem o altă stare. Câtă vreme, așa cum spuneți, simțim violență în noi, nu putem, e ca o apă tulburată și nu putem să vedem prea bine. Supărare. Da. E prea multă supărare și simt asta. Lumea deja e agitată, eu simt ca artist, ca muzician. Dumneavoastră o simțiți la fel ca muzician, dar o simțiți și ca profesor, ca pedagog, că sunteți și pedagog și nu numai. Și cred că o resimțiți foarte bine. Eu chiar mai de mult am compus o piesă care imita, violoncelul imita sunetele din atmosferă, din jurul nostru. Da. Aici era o mașină. Acum suntem într-o intersecție, dimineața grăbiți. Exact. Încercăm să ajungem la serviciu, nu știm ce vrem să facem în ziua respectivă. Sute de gânduri în capul nostru. E o nebunie. Da. Și în toată treaba asta poate să se nască, dacă am dorit, dacă ne-am gândit, așa ceva. modul de auzit, cum începe, auziți? Firați pomilor să fii foarte alb și zugrăvi, așa sol, după aia are minor. Pe fulgul de peană smulsă, asta era. Nici asta n-am studiat-o, așa că o facem acum în repetiție, în emisiune. Firați pomilor să fiți, Nichita Stănescu, foarte albi și zugrăviți, pe fulgul de peană smulsă, din norii cu fața cursă, ah, să cadă peste mine frigum boaba de ciorchine, cum de cade dus în vin, Doamna, via vie în declin, căci mai bine ar fi să mor decât să-mi fie dor, și mai bine ar fi să pierd decât să-mi fie fier. Vorba cea cu trup de aer, litera cu râs de vaie. Numai greutatea-i grea, numai roata se învârtea. Firați pomilor să fiți, foarte albi și zugrăviți, pe fulgul de peană smulsă, când ninge, cred că, din orii cu fața cursă, ah, să cadă peste mine frigum boaba de ciorchine, probabil Doamna Târziu, nu? Cum de cade dus în vin, via vie în declin, căci mai bine ar fi să mor, când iubești așa mult, decât să-mi fie dor, și mai bine ar fi să pierd decât să-mi fie cer. Vorba cea cu trup de aer, litera cu râs de vaie. Numai greutatea-i grea, numai roata se învârtea. Să pierd decât să-mi fie cer. Vorba cea cu trup de aer, litera cu râs de vaier. Numai roata se învârtea, numai greutate-i grea, măi, suflete, mai bine pierd, mai bine pierd, suflete, mai bine pierd, suflete, mai bine pierd, suflete, mai bine pierd, suflete, mai bine pierd, sau nu, suflete, mai bine pierd, suflete, mai bine pierd. Greutatea-i grea, numai roata se învârtea, în ieri și în altă ieri, în ieri și în altă ieri. ca o ninsoare, nu? Așa ați cântat sunetele de la una dreaptă, sunetele înalte, da, da, ca înălțime. Parcă vă gândeați la ninsoare, la cei fulgi, firați pomilor să fiți, da, foarte albi și zugrăviți. Are o logică și poezia asta. Nu e doar... Titlul este foarte ciudat. Cântec de scos apa din urechi. Poezia fiind mult mai lungă, a lui Nichita Stănescu. Are o logică extraordinară. Firați pomilor să fiți, foarte albi și zugrăviți. Mi-aduc eu aminte când nu ningea, n-a nins câțiva ani în Cluj, așa a fost și cu perioada aceea cu Cernobîlul, n-a nins câțiva ani și eu am așteptat zăpada mulți ani din copilărie și n-a nins. Și eram înnebunit, mă trezeam dimineața crezând că a nins, știi, și fugeam la geam să mă uit și nu ningea. Dar în unii ani era foarte multă ceață și se depunea chiciură pe copaci. Eu loveam copacii să ningă pe mine măcar așa. Așa că firați pomilor să fiți foarte albi și zugrăviți, foarte albi. Chiciurea probabil. Pe fulgul de peană smulsă din norii cu fața cursă, probabil după ce a nins imediat din norii cu fața cursă. Ah, să cadă peste mine frigul în boabă de ciochine. Adică ce bine simte el și acut toamna târzie, cum de cade dus în vin, via în declin, că mai bine ar fi să mor decât să-mi fie dor. Dorul și moartea. Da. Mai bine ar fi să pierd decât să-mi fie fier vorba dusă până la cer. Aia, te iubesc. Vorba aceea cu trup de aer, litera cu râs de vale. Cât de ușor e să fim fericiți. Sau cel puțin cât de ușor e să iubim. Pare greu. Unii cred că iubirea vine din creier, știți? Au și specialiștii, au aflat, americanii, că ăștia tot timpul află câte ceva. Da. Află că iubirea nu durează numai decât 3 ani, nu durează decât 3 ani și cea fizică tot 3 ani, da, și cea spirituală. E un proces biochimic și un proces chimic și fizic, ce prin vene ele persistă, ca să zic așa. Ceea ce nu cred, pentru că este ceva care nu poate fi băgat în această idee. Iubirea care profundă. E o idee mică, zic eu. Ar fi păcat să firmă atâta. Păi noi când cântăm, cântăm din cot. Pe noi când ne doare sufletul și ne dor de cineva, de rămânem fără aer, unde ne doare? În genunchi? De unde vine durerea? Vine probabil undeva de aici. Ăsta chiar e un proces chimic, simți. Dar de unde de aici? Chiar arătați-mi celula, locul. De unde de aici? De unde? Și atunci e clar că noi nu cântăm din carnea noastră. E clar că noi nu cântăm din carnea noastră. Dacă am cântat din carnea noastră, oricum, la sfârșitul vieții înseamnă că n-am pierdut nimic. Da, dar dacă nu cântăm din carnea noastră, asta înseamnă că am câștigat totul. Da. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Ăsta este singurul drum posibil. Da. E un drum așa al sacrificiului până la urmă, pentru că a iubi nu e așa totdeauna liniștitor și senin. Normal că iubirea trebuie să aducă și liniște. Uneori ea vine și cu durere și cu multe alte lucruri, pentru că poate dispar oameni, poate nu-i mai vezi, poate... Da. Dar avea acest sentiment inefabil pe care nu poate fi băgat într-o teorie, deși dacă am reușit să băgăm într-o teorie, cum spune fizica cuantică, înseamnă că ar fi ceva important în univers, chiar și o teorie non-locală. Dar ea e importantă. Asta ar fi, să descoperim ecuația cuantică a iubirii și atunci singura manieră de a descoperi, o să o trăiești. Știți că am descoperit-o într-un fel? Prin muzică. Da. Când cânti, ce ecuație mai frumoasă poate să fie decât asta? Sau să vorbim de Mahler, de Bruckner, de Mozart, de Paganini, sau de noi. De noi, cum înțelegem noi românii iubirea și cum înțelegem despărțirea și moartea sau viața, râsul, acel râsul, plânsul care nu este ușor de luat, nu este ușor de trăit în râsul și plânsul. Încercăm acum să vedem cum se naște iubirea dintr-o zonă haotică, neinteligibilă, din do. Creați haosul pe piană, hai să creăm haosul pe piană. Asta. Așa, fără logică. Muzică contemporană, zgomote. Mulți compun așa. Și din asta ar trebui să creăm un acord, să se nască ceva din asta. Care este primul moment de coerență? Care este? Vreau să-l observăm și noi și ascultătorii. Hai să-l facem. Deocamdată nu e logic aici. Iată, s-a născut ceva. Un punct, cum spunea Nichita Stănescu, cum spunea Eminescu. Iată acel punct. Cum se naște. cunoaște. Putem băga efect de tulnic pe violoncelă, care anunță ceva. Să naște viața, de-a ști omul ce e viața, mă. Omul este ca o floare, garoafă mirositoare, da, doi. Omul este ca o floare, garoafă mirositoare, bă. Geaba bei, geaba mănânci, geaba la parale strângi, da, doi. Geaba la parale strângi, mă, că nu știi cum ai să ajungi, mă. Geaba la parale strângi, geaba bei, geaba mănânci, că nu știi cum ai să ajungi, mă. Și-am creat o melodie din mic, nu e a noastră, nu știu cu eu. Doamne, de-a ști omul ce e viața, e mai subțire ca ața, da, subțire ca ața, omul este ca o floare, garoafă mirositoare, când îi vie, timpul moare, mă. Dar acum a venit timpul să trăim. Nu să murim, încă nu a venit timpul să murim. Ia uite ce forță are și am creat din nimic, din haos am creat piesa asta. Nu, din haos am creat piesa asta, din haos. O garoafă mirositoare, care este mai întâi o mică semincioară, da, are toate condițiile să crească, ajunge garoafă. Cât timp durează o garoafă în splendoarea ei și apoi ce rămâne din ea? Și cât de puțin, nu știu. Nu știu cât durează, cred că puțin, dar cât de frumos e cât durează. Așa, ca să vedeți, până și emisiunea noastră mai durează doar 5 minute. Apropo, ca o garoafă mirosită. A, și mă întrebam eu, cum Dumnezeu, garoafele nu miros. Cum Dumnezeu miros garoafele în melodie? Și mi-a zis bătrânul de la care am cules eu, am cules textul. El cânta, Doamne, dă-și de omul ce e viața. El cânta altă piesă, dar eu am vrut să schimb acum să... când am cules aceste versuri și am întrebat, cum garoafele, nu miros, că le văd în magazine, în florării, nu miros. Ei, nu, pe vremea mea, garoafele de pe câmp, spunea el, da, miroseau puțin. Ei, n-am știut asta, garoafă, da, mirositoare. Geaba bei, geaba mănânci. Foarte, e o piesă și am mai multe variante la ea. Da? Da, că... mai multe, am cântat una. Doamne, am vrut să o fac așa. Da, știi omul ce e viața, măi, Doamne, e mai subțire ca ața, măi. Da, deci am mai multe variante la aceste, că eu iau versurile și caut mai multe melodii, mai multe variante. Da, e, cum, da, știi omul ce e viața. Noi nu știm, e un mister viața, știi cum să... Chiar nu știm ce. Știm ce e viața? Nu știm. Nu, chiar nu. Știm. Pentru că suntem trăitorii în ea, de-aia nu știm. Da, ar trebui să ieșim puțin din ea ca să vedem ce se întâmplă. E ca și cum îl întreb pe copilul din burta mamei cum e mama lui, cum arată mama lui. Nu știm cum arată, că e în burta mamei lui. Dar asta este o sărbătoare, o sărbătoare a vieții. Noi acum sărbătorim un nou an, ianuarie, este sărbătoarea vieții și a speranței. E, aș vrea să vă cânt o parte mică dintr-o piesă. Exact. până la rai. 3 minute la rai ca să măturăm cerul. A, atunci vă cânt alta, nu vă mai cânt până la rai, pentru că asta intră într-un film american și e mai tristă. Dar măturăm cerul și rău mi-a dat aminte de colindă. Ar trebui într-adevăr să terminăm cu colindă. Cu colinda aia, cu cerul și cu raiul, care este ultimul vers, să spunem ascultătorilor, dintr-o colindă pe care eu am compus-o pe versuri care nu sunt ale mele, sunt versuri tradiționale găsite într-o culegere, iar eu am zis să compun o piesă. Ia să auzim. La minor. La minor. Așa. Așa, după aia vine la sol do. Sub cerul și la răsăritul, Doamne, Doamne, Domnului Doamne, sub cerul și la răsăritul. Atât, asta e toată. La sol do mi. Sub cerul și la răsăritul, Doamne, Doamne, Domnului Doamne, sub cerul și la răsăritul. Mândru pomâi din floritul, Doamne, Doamne, Domnului Doamne, mândru pomâi din floritul. Da sub pomuți cine șede, Doamne, Doamne, Domnului Doamne, da sub pomuți cine șede. Ședem dana de ochii negri, Doamne, Doamne, Domnului Doamne, ședem